propun să vorbim în continuare de Pașii FPI, adică de parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale. Dar până să ajungem la Pașii FPI, ne oprim la primii pași făcuți de către actualul Colegiu Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Carpen din Bacău. Instituția s-a înființat în 1969 cu denumirea de Școala Profesională Bacău. Un an mai târziu a devenit grup școlar PTDR. Pe parcursul anilor s-a adaptat pieței și și-a schimbat denumirea de mai multe ori. Astăzi îl găsim sub numele de Colegiu Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Carpen. Și unde putem merge să ne cunoaștem mai bine decât în trecut? Vă invit așadar la Muzeul Tehnic. Acesta adună la un loc istoria electronicii și telecomunicațiilor, de la aparate telefonice cu manivelă, cu disc, cu vise și cartelă, până la primele celulare sau telefoane mobile. Tot aici găsim și centrale telefonice manuale și automate, dar și aparate de radio și televiziune folosite de bunicii noștri, cu tuburi, dar și cu tranzistoare. Muzeul Tehnic al Colegiului Carpen are și secțiuni dedicate aparatelor de măsură și control, de la generatoare de semnal ampermetre, voltmetre, dar și secțiune de birotică. Din trecut, facem pasul către prezent. Colegiul Nicolae Vasilescu Carpen se mândrește printr-o diversitate de domenii și specializări, ce vin în întâmpinarea elevilor, dar și a agenților economici. Astfel avem 5 domenii de pregătire profesională: electronic automatizări, electric, economic, estetica și igiena corpului omenesc, turism și alimentație și specializarea științe sociale. Liceul a beneficiat în urma unui proiect fare de reabilitarea infrastructurii, de dotarea cu echipamente și mijloace de învățământ în valoare de 500.000 de euro. Astfel, Colegiul Carpen se mândrește cu dotări de excepție: 25 de cabinete, laboratoare și ateliere specializate, 20 de săli de clase dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene, cu calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio în fiecare sală. Colegiul are și spații de relaxare, dar și cămin și cantină. Să le vedem așadar pe rând. Căminul, ce găzduiește anual 250 de elevi, este cel mai modern din zona nord-est a României. Elevii se bucură în fiecare cameră de mobilier nou, televizor, internet, calculator, rețea wireless gratuită, dar și de baie proprie. Cantina colegiului, nici ea nu putea fi mai prejos. Dotările de ultimă oră fac viața mai frumoasă elevilor. Cantina are o capacitate de 150 de locuri și este dotată cu o instalație de climatizare. Bucătăria este dotată cu echipamente moderne și performante de preparare a hranei pentru elevi. Spațiile de relaxare sunt o adevărată binecuvântare pentru elevi. În fiecare pauză, foișorul se umple de forfot și voie bună, iar capacitatea lui mare permite chiar realizarea orelor în aer liber. Leagănele, aparatele de fitness sau mesele de tenis, împreună cu muzica bună de la Radio Adolescența, completează tabloul spațiilor de relaxare pentru elevi din Colegiul Carpen. Orele de sport se fac fie în sală, fie pe terenul de fotbal, fie pe terenul de tenis de câmp. Colegiul Carpen are în dotare un post de radio ce este condus de către elevi. Aceștia realizează emisiuni și programe ce se transmit în fiecare clasă, dar și online. Mai noul post de televiziune vine să completeze nevoia tinerilor de exprimare prin audiovizual. TVABC, la doar un an de emisie, are 14 redactori și 6 emisiuni de televiziune. Fie că vorbim de topul muzical, de meteo, horoscop sau emisiuni culturale, acestea sunt oglinda Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Carpen din Bacău. În perioada 1-5 aprilie s-a desfășurat săptămâna Pașii FPI. Zeci de elevi, părinți, cadre didactice, dar și agenți economici din cele 4 licee membre din rețeaua FPI din Vrancea și Buzău au discutat despre rolul parteneriatului la nivel local, acesta fiind de un real folos în dezvoltarea colaborărilor viitoare. Cu această ocazie s-a lansat și oferta educațională din Colegiul Tehnic de Comunicații Neve Carpen Bacău. Acum vă propun în pași de dans să mergem către Pașii FPI. Colegiul Carpen este instituție pilot pe zona 12 din acest proiect
ce include școlile din județele Bacău, Vrancea și Buzău. Proiectul Parteneriate Active – Școală-Întreprindere în vederea îmbunătățirii formării profesionale inițiale are drept scop să îi apropie pe actorii școlii și pe cei ai întreprinderilor, elevii și agenții economici. Pe parcurs vedem împreună cine sunt agenții economici, dacă sunt mulțumiți sau nu de activitatea practicanților, ce se întâmplă în viitor cu elevii ce termină școala, ce spun elevii trimiși la stagiile de pregătire la agenții economici și, cel mai important, care sunt beneficiile pentru școală, elevi și agenții economici. Acum însă avem mărturia unui fost elev, sărac în tinerețe, așa cum a declarat, dar care liceul PTTR, actualul Carpen, l-a ridicat, iar acum, în poziția de agent economic, susține proiectul Pașii FPI. Sunt conștient că acest liceu m-a format și este responsabilitatea mea să duc mai departe, să ajut pe alții să se formeze. Și referitor la proiectul Pașii FPI, aș putea spune că cu ocazia acestui proiect mi-am perfecționat cunoștințele mele și metodele mele prin care putem colabora noi ca angajatori cu cei care formează viitorii angajați și să fim cumva pe aceeași linie, să abordăm subiectele profesionist și cât se poate de coerent. Pașii FPI. Beneficii pentru școală. Proiectul Pașii FPI a adus pentru școala noastră nenumărate beneficii. Dintre acestea, aș putea aminti următoarele aspecte. Pe parcursul anului școlar trecut, dar și al acestui an, s-au încheiat un număr de 19 parteneriate cu agenții economici din Bacău, din domeniul electronic, automatizări și electric. S-au efectuat un număr de 9 vizite de documentare la agenții economici, atât cu clasele de elevi, cât și cu profesorii și maestri instructori din catedra tehnică. Un număr de 72 de elevi de la școala profesională, dar și de la stagiile de pregătire practică, au efectuat instruirea practică din cadrul curriculumului în dezvoltare locală la agenții economici cu care avem încheiate parteneriate. De asemenea, societățile cu care colaborăm au contribuit la dotarea școlii noastre cu echipamente, dar și materiale consumabile în valoare de peste 5.000 de euro numai în acest an școlar. Eu am realizat instalația la rețeaua de telefonie din cămin. Am tras cablurile de conexiune și am montat camerele de supraveghere video în căminul liceului. Eu am pus paturile de cabluri pentru sistemul de supraveghere video, atât din corpul B, cât și din sălile de clasă. Eu am participat la realizarea iluminatului în curtea școlii. Practic, am realizat legăturile pe linia telefonică între elementele de comandă ale instalației. La practică, la agenții economici, am învățat să instalez interfoanele. Și eu am participat la realizarea sistemului de iluminat pentru terenul de sport. Eu am programat tablurile de acces la interfoanele din cămin. Am început cu niște vizite de documentare, niște schimburi de experiență și după aceea, prin dotarea cu o centrală PABX Panasonic, consumabile și alte nevoi care le avea liceul pentru a desfășura activitate corespunzătoare, dar în același timp pentru a avea o platformă pe care elevii să se formeze ca și meseriași. Am desfășurat practici în grupuri de 5-10 elevi, în funcție de și de posibilitățile care le aveam noi să absorbim elevii, dar și în funcție de programa școlară. Unele se desfășurau la sediul firmei, altele la punctele noastre de lucru. Noi avem și servisul Panasonic și avem posibilitatea să vadă și să-și desfășoare practic elevii activitatea de dezvoltarea de abilități practice. Pașii FPI. Beneficii pentru elevi. Un număr de 11 absolvenți ai promoției 2012 au fost deja angajați la societățile cu care noi avem încheiate parteneriate. Cam 80% din elevii repartizați deja din anul întâi au propuneri de a fi angajați. Am învățat proiectarea tablourilor electrice, montarea și depanarea tablourilor electrice. Am învățat mai multe lucruri, cum să dau niște găuri, cum să le dau gradul, cum să le retușez cu vopsea.
să montez diferite dulapuri. Am învățat să retușăm, să facem un tablou de conexiuni, realizarea rețelelor de telecomunicații. Am scos bateria, tablou de siguranță. Am învățat cum să mă duc cu testerul la o mașină, să șterg erorile de pe calculator. Învăț despre partea electrică a unei mașini, depănăm motoare, facem reparații a filtrelor de aer, de ulei. Încă suntem la început, învățăm, înveți foarte multe, adică e ceva mai special când înveți în atelier față de școală. Eu am lucrat la 10 martie SRL și pe lângă faptul că am câștigat foarte multe cunoștințe în electronică, am avut parte și de remunerație, unde mi-am luat un MP3 player. Pașii FPI. Beneficii pentru agenții economici. Și aș remarca faptul că mare parte din angajatori preferă să angajeze elevii care desfășoară practica în atelierele lor, totodată elevii dând dovadă și de o bună pregătire și o cultură tehnică destul de bună. Pot să menționez că avem deja 4 foști elevi ai dumneavoastră care sunt actualmente angajații noștri. Proiectul Pașii FPI ne-a permis o sistematizare a modului de abordare a instruirii practice și de asemenea a constituit o bună modalitate de a împărtăși din experiența noastră și altor colegi care au fost interesați. Proiectul Pașii FPI se încheie, dar colaborarea între școală și agenții economici abia acum începe.